Deja campioana ACS Dumbrăvița a câștigat cu scorul de 5-0 partida din etapa 32 din cadrul Ligii a 4-a Timiș. Fotbaliștii antrenați de Sorin Bălu au învins ușor AS Voința Biled, chiar dacă n-au reușit să marcheze 10 goluri, la fel ca în deplasarea de la Murani. În prima repriză, Alverzii au marcat de 3 ori prin Bogdan Centea, Raul Briciu și Dan Silaghi. După pauză, Silaghi a reușit dubla în minutul 50, apoi Ovidiu Oancea a închis tabela la 5-0 în minutul 72. Gazdele au început partida în formația Micloș, Ștefan, Telescu, Soare, Salcai, Rus, Stancu, Briciu, Centea, Bârză și Silaghi. Au mai jucat Oancea, Șofronea, Filimon și Puiu. Pe bancă a rămas Pecarov și Nanu. Meciul a fost arbitrat de către tânărul timișorean George Cătălin Roman, ajutat la cele două tușe de Patricia Șamșudean și de Andrei Martinovici. Meciul a fost observat de către Nicolae Grigorescu și Nelu Poclid.